În mare, rezultatele sunt bune, spune șeful poliției, dar mai sunt și probleme. Au scăzut tâlhăriile, criminalitatea stradală, dar și faptele de furt în general. A crescut, în schimb, numărul furturilor din genți și buzunare. Avem o creștere față de anul trecut la furturile din poșete și din buzunare. Modificările noului cod penal și codului de procedură penală prevăd posibilitatea ca hoții să se împace cu victimele, iar acest lucru nu reprezintă decât o problemă, spun polițiștii. Am avut situații în care au fost 20 de mașini sparte și în toate situațiile s-au împăcat cu părțile vătămate, le-au cumpărat acumulatorii. Majoritatea erau acumulatori vechi, vreau să vă spun, și partea vătămată chiar a fost mulțumită de situația asta. Referitor la capitolul tâlhării, ultima faptă a fost în localitatea Bălănești. Un grup de hoți mascați au intrat peste niște localnici pe care i-au amenințat și le-au luat banii. Unul dintre infractori este chiar bărbatul din Ipotești, care a fost împușcat de către polițiști luna trecută. Oamenii legii au mers la locuința acestuia pentru a pune în aplicare mandatul de arestare emis pe numele lui pentru tâlhăria de la Bălănești, moment în care infractorul a devenit agresiv și a încercat să fugă. Pentru a-l prinde, unul dintre polițiști a folosit armamentul din dotare, hoțul fiind împușcat în picior. Pentru modul în care a acționat, polițistul a fost felicitat de conducerea poliției române, iar reprezentanții poliției Olt l-au recompensat cu o sumă de bani. La finalul conferinței, prefectul Silviu Neacșu i-a cerut șefului poliției Olt să aibă în vedere paza la unitățile de învățământ, pentru ca atunci când se întorc din vacanță, elevii să înceapă noul an în condiții de siguranță.